Dragii mei frați și surori, permiteți-mi să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură în dimineața aceasta, care ne dorim să ne fie o învățătură bună pentru sufletul nostru și pentru viața noastră de credință, pentru viața noastră ca și Biserica lui Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând citirea în această dimineață cu versetul 41 până la versetul 47 inclusiv. Momente din viața bisericii primare, momente din viața primilor creștini oarecum, din cei care s-au adunat pe lângă ucenici și pe lângă cei care erau și au închegat această frumoasă instituție, dacă vreți, numită biserica, care a rămas până astăzi și care va rămâne până când Dumnezeu își va ridica pe ai săi. Un aspect atât de important, biserica lui Dumnezeu, care nu poate fi biruită, lăudat să fie Domnul pentru asta. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 41, începând cuvântul lui Dumnezeu, spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață vom sta în fața cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și în jurul unui subiect important pentru biserică. Toți cei care suntem aici și cei care suntem membri în biserică, de fapt formăm Biserica lui Dumnezeu, formăm Biserica Domnului și, așa cum vă spuneam mai devreme, o instituție puternică, care nu poate fi biruită, pentru că Dumnezeu e Cel care o conduce și o coordonează. Dar noi trebuie să fim cât se poate de atenți, trebuie să fim cât se poate de conștienți de faptul că biserica aceasta e formată din oameni și că Dumnezeu se uită la oameni și are pretențiile Lui de la fiecare om care este în biserică și oarecum formează Biserica lui Hristos. Pentru că poate că responsabilitatea aceasta uneori e pierdută din mințile unora, crezând că ăia din față, lasă că sunt alții. Vreau să vă fac conștiență în această dimineață că fiecare persoană în parte, trebuie să aducă plus valoare Bisericii lui Hristos. Dar vă mai spun ceva, nu există zonă de stagnare. Când cineva nu aduce plus valoare Bisericii lui Hristos, aduce un deserviciu și o defavoare indiscutabil. Cei mai mulți au impresia că ei nu fac nici bine, nici rău și spune câte unul: mă, nu contează că eu nu mă implic, dar nici măcar nu încurc. Dragii mei, prin neimplicarea după voia lui Dumnezeu, prin neasocierea cu biserica și tot ce înseamnă ea, de fapt omul frânează și îngreunează bunul mers al lucrării și a bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat. Eu când mi-am dat seama de aspectul ăsta, am rămas destul de mirat și șocat chiar că e o chestiune foarte importantă de care oamenii, din păcate, unii nu-și dau seama că atunci când nu ești un motor al lucrării lui Dumnezeu, și o să vedeți în ce contexte, de fapt ești o frână a lucrării lui Dumnezeu. Nu există, în biserică nu există ambreiaj. Să zici: bă, scot totul pe liber și merge din inerție. Nu există. Dacă îmi permiteți, biserica lui Dumnezeu e
ca și o mașină cu cutie automată. Are numai două pedale, înainte și frână. Adică niciodată nu o să se poată momentul ăla în care să spui, bă, eu pun totul pe liber, eu nici nu încurc, nici n-ajut, dar merg și eu așa din inerție, nu merge. Oamenii trebuie să fie foarte conștienți, formăm Biserica lui Hristos, formăm această instituție superbă și extraordinară. Avem fiecare dintre noi în bucățica noastră o responsabilitate puternică, o responsabilitate de la care nu putem abdica, fie că vrem, fie că nu putem abdica. O responsabilitate care chiar dacă unii spun, bă, poate nu-i de mine, ba da, e de fiecare, într-un fel sau în altul, toți membrii unei biserici, toți cei care formează Biserica lui Iisus Hristos, trebuie să fie oameni care să împingă la carul Evangheliei, să își facă partea, ca de fiecare dată lucrarea lui Dumnezeu să nu stagneze. Da, păi să dea înapoi, să-i păzească și să ne păzească Dumnezeu. Ca la un moment dat din neatenție, din cauza vreunora lucrarea să dea înapoi. N-are voie nici să stagneze măcar. Biserica e un angrenaj, e un angrenaj puternic care merge înainte din generație în generație. Uitați-vă, dacă vreți dumneavoastră, a suferit foarte multe schimbări biserica, dar a lăsat esența. Oamenii lui Dumnezeu păstrează esența, păstrează lucrurile de căpătâi, păstrează principiile lui Dumnezeu. Dar e adevărat, ea suferă tot felul de schimbări. A suferit din punct de vedere a formei, schimbări din toate punctele de vedere. Să nu cumva să credeți că în biserica primară slujba era ca și astăzi. Să-l vedeți pe Petru că se ridica undeva, no, fraților, am venit la biserică să începem cu o rugăciune, să începem cu o cântare, după aia fratele să-mi trimiteți un bilet în față dacă aveți vreo cântare, vreo poezie. Nu! Slujbele din biserica primară arătau cu totul la diferit. Dacă are vreo cântare, se ridica unul să cânte, dacă are altul vreo poezie, ce știu eu. Are un îndemn, se ridica, bun, toate erau sub o coordonare divină în vremurile, nu era o debandadă, era sub o coordonare divină, dar era total diferit de vremurile noastre. Biserica suferă tot felul de schimbări, vrând nevrând, vremurile aduc, dar esența trebuie să rămână, oamenii trebuie să lupte pentru aceleași deziderate sfinte, chiar dacă din punct de vedere a formei lucrurile se schimbă. Oh, și deseori toate schimbările aduc tot felul de discuții, oh, știți dumneavoastră, mai de mult ceasul era păcat, fâșul era păcat, bicicleta era păcat. Eu mi-aduc aminte, am prins vremea când în biserică s-a băgat un retroproiector în care un tânăr, o tânără a scris toate cântările cu markerul pe o folie din aia transparentă și stătea la retroproiector, toată lumea o privea pe fata aia ca venită de pe altă planetă, faptul că stătea la retroproiector. Toți iau, băi, ceva, e ceva mai apart. Da, biserica a suferit atâtea schimbări. Va mai suferi din punct de vedere a formei într-un fel sau în altul, dar ca să rămână o biserică puternică, dezideratul lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu trebuie să rămână. Rânduiala lui Dumnezeu trebuie să fie. Îmi povestea la un moment dat un frate din conducerea cultului penticostal într-o zonă a țării, a zis, frate Alin, păi știu cum erau la noi orele de rugăciune, la noi ora de rugăciune nimeni nu se oprea. Treceau din cântare în rugăciune, din rugăciune în cântare, din cântare în rugăciune, din rugăciune în cântare, numai ne dădeam seama că e ora 10. O zis, dintr-o dată, de multe ori se trecea peste ora 10. Când mai slăbea rugăciunea, frații care erau cu cântarea, direct se ridicau și intrau în cântare. Alții se rugau, alții începeau să cânte, la un moment dat cântau toți. După aia din nou se intra în rugăciune și au zis, uite, asta a fost forma vremurilor noastre în urmă cu câțiva ani, mulți ani. Și eu l-am întrebat, dar nu era bine? Ba da, de ce acum numai eu? Pentru că, dragii mei, tot ce e bun, tot ce e extraordinar, tot ceea ce ne apropie de Dumnezeu trebuie să rămână. Dar, dragii mei, ascultați-mă, chiar dacă biserica suferă la un moment dat anumite schimbări, într-un fel sau în altul, ce vreau să vă vorbesc e următorul. Orice biserică trebuie să rămână puternică. Orice biserică trebuie să rămână puternică. Pentru că Biserica lui Hristos, sub o coordonare divină a lui Dumnezeu, este puternică. Ca o biserică să rămână puternică, trebuie să fie foarte atentă la câteva aspecte. Dacă vă veți uita aici, în viața Bisericii Primare, veți vedea puterea Bisericii Primare. Veți vedea atmosfera frumoasă, veți vedea minunile, veți vedea faptul că zice Biblia, Domnul adăuga la numărul lor pe toți cei mântuiți. Veți vedea că Biserica Primare era plăcută.
plăcută înaintea norodului. Da, era plăcută și înaintea oamenilor, implicit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că biserica pe care noi o formăm, uitați, dacă vreți o duc un pic mai restrâns, aici, în Făget, biserica asta, Efrata, e biserica Domnului formată din suflete, din oameni vii, care i-a lăsat Dumnezeu să trăiască în vremea asta, dar pe care a pus pe umerii lor o responsabilitate mare ca biserica lui Dumnezeu să meargă din putere în putere, să meargă înainte și niciodată înapoi și Dumnezeu să strălucească de fiecare dată. O biserică puternică are parte de acea prezență a lui Dumnezeu, autentică, profundă de fiecare dată. Astăzi, noi când evaluăm și mai ales și în discuțiile noastre între noi și greșim foarte tare, evaluăm bisericile puternice după numărul de membri. Mă, câți are acolo? Are 2000 de membri. Dar dacă sunt în letargie spirituală toți, îi are degeaba. Mă, are cor, are orchestră, are fanfară, are biserica respectivă, tot felul de grupuri, formidabil! Sunt adaptările vremurilor noastre, da, sunt de acord, așa trebuie să fie. Dar o biserică puternică nu e nici datorită mulțimii, o biserică puternică nu e nici datorită formațiilor care le are, o biserică puternică nu e nici măcar datorită mulțimilor de slujitori pe care le are, o biserică puternică se regăsește în alte aspecte ca și practică, pe care fiecare membru în parte trebuie să le aibă în fiecare zi. Ascultați, o biserică puternică spiritual, de care avem nevoie să venim aici, să simțim prezența lui Dumnezeu, să rămânem mereu plin de entuziasm că Dumnezeul pe care noi îl avem e mare, e puternic, să revigoreze Dumnezeu inimile noastre atunci când venim aici la închinare, când treci prin încercare, dintr-o dată să te cuprindă liniștea, să spui, în biserica din care eu fac parte, sunt frați și surori, suntem oameni care strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă, să abia aștept să vii la biserică să spui, să le spun fraților, să se roage pentru mine, că biserica Domnului are putere. Și Dumnezeu își ascultă biserica și în cadrul bisericii, dacă veți studia și istoria bisericii primare, Domnul a făcut atât de multe lucruri frumoase. Au vrut mult să-și disocieze viața de biserică. Noi, puțin, gășcuța noastră, merem acasă, nu, eu, tu nu știi că eu citesc în Biblie, tu nu știi că eu mă șiru. Eu nu contest asta, de eu vă vorbesc de viața bisericii din care toți trebuie să facem parte într-un fel sau în altul, toți trebuie să ne aducem aportul. Pentru că vreau să vă vorbesc de câteva stări pe care orice om care formează biserica trebuie să le aibă în viață, dar vreau să subliniez aspectul. Când cineva nu le are sau e indiferent de stările pe care eu am să vi le reamintesc pe unele dintre ele, că le cunoașteți, dar vreau să vi le aduc aminte, acel om devine frână. Când un om în viața lui privată, un membru al bisericii Efrata, când în viața lui privată calcă în picioare principiile astea, ascultați-mă, așa într-un mod tacit, acel om devine frână. Toți, știți ce zice Biblia? În câteva contexte, toți ca unul, toți la fel, toți împreună. Biblia vorbește de aspectul ăsta, de împreună, de același crez împreună, de aceeași trăire înaintea lui Dumnezeu cu același principii împreună, de același mers înainte cu demnitate împreună, în momentul în care fiecare în parte este responsabil și conștient că trebuie să-și aducă aportul în bucățica lui, ca biserica lui Hristos, din care facem parte, să meargă înainte acea comunitate de oameni, acea biserică de vine ceva solid și puternic. Pentru că eu, în viața mea privată, poate în alergăturile mele, n-am voie să uit niciodată. Nu că în primul rând sunt pastorul bisericii Efrata, că nu asta contează prima dată. Și că sunt un om așezat acolo pe persoană fizică, eu, care trebuie să aduc un aport înaintea lui Dumnezeu. Bucățica mea cu bucățica fratelui, cu a fratelui, cu a surorii, cu a fiecăruia dintre noi, încheagă ceea ce se numește Biserica lui Hristos, care nu poate fi biruită, care rămâne solidă de fiecare dată și așa trebuie să fie. Dar, dragii mei, oamenii trebuie să-și aducă aportul cu scumpătate fiecare dintre noi. Am întâlnit prea mulți, de-aia am și decis să predic asta. Am întâlnit prea mulți, la plan general vorbind, oameni care aveau ceva, o atitudine, bă, de eu nu fac nici bine, nici rău. Dar eu văd de viața mea, nu fac nici bine, nici rău. Oh, dar nu-i cu bine. Că tu ești în punctul ăla în care crezi că ești neutru, că nu faci nici bine, nici rău, nu-i bine.
de cumva te duci în punctul ăla în care faci rău, e catastrofal, e dezastros. Cel mai bine e în punctul ăla în care omul face doar bine. Și aici să nu ratați aminul, Doamne ajută-ne! Pentru că în viață omul trebuie să fie foarte atent. Cel care formează biserica trebuie să fie foarte atent la câteva principii. Și ascultați, vă reamintesc un principiu foarte important. L-am mai amintit aici, dar credeți-mă, parcă nu-l pot scoate din ultimele predici. E atât de important principiul ăsta. O biserică puternică spiritual, membrii ei stăruiesc în învățătura Bibliei. Și permiteți-mi să mai subliniez o dată. Stăruiesc. Spuneți-mi dumneavoastră când vreți să învățați o poezie, cel puțin cei care recitați, dar cel puțin în viață toți am învățat măcar o poezie. Că nu mai știm, e partea a doua, dar am învățat-o. Cum înveți o poezie? Când stărui pe poezia aia. N-ai cum să ai rezultate în dreptul unei poezii dacă nu stărui. Dacă nu iei și o citești de 100 de ori, la un moment dat o iei pe bucăți, pe fragmente, o te duci numai primele două strofe, după aia o mai adaugi una, după aia încerci să o recizi toată, după aia nu ești foarte sigur și zici, bă, încă o dată vreau să o recici, încă o dată și încă o dată. Eu eram odată la un moment dat cu cineva în mașină și numai l-am văzut că mișcă buzele încet, eu am crezut că se roagă și am zis, zici și pentru mine ceva în rugăciune. Și o zis, nu, că recit o poezie, că dacă mă pun frate trebuie să o știu bine. Mi-am dat seama că stăruința asupra unor lucruri, stăruința, adică să stai acolo, să le tocești, cum am zice noi românii. Că te uiți la câte un copil care e foarte bun la școală și zici, bă, l-ai tocilar, lasă fie, important sunt rezultatele de la final. Că e o mare diferență când la un moment dat îți zice la finalul clasei că ai luat premiul întâi și altul care zici, bă, hai să termin odată premiera, că mi-e groază, că mie nu-mi dă nimic. E o mare diferență, pentru că, dragii mei, omul care vrea să aibă rezultate și să întărească Biserica lui Hristos, din punctul lui de vedere, în bucățica lui, să fie sub coordonarea lui Dumnezeu, trebuie să stăruiască în tot ce spune Biblia. Pentru că, dragii mei, am observat o ușoară letargie și superficialitate. Oamenii trec peste Biblie, ușor! Biblia scrie, mă, nu ai voie să faci aia. Și la un moment dat omul trece, uită că asupra învățăturii trebuie să stăruiască. Trebuie să rămână acolo, n-are voie să iasă din ea. N-are voie să facă rabat, n-are voie să pună pic de compromis. E învățătura lui Hristos. Biserica primară stăruiau în învățătură. Ei spuneau așa, mă, ce-o zis frații? Bă, o zis cu tare. Bun, dacă o zis cu tare frații, noi nu facem altceva decât mergem să punem în aplicare. La un moment dat spune Biblia în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 10, că frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. La un moment dat când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Ce au făcut ei în sinagoga? Au început să le vorbească, au început să le spună despre învățăturile Domnului, despre rânduiala frumoasă, despre cum trebuie să trăiască, despre cum trebuie să facă. Oamenii ăștia aveau o inimă mai aleasă, zice Biblia, ca cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și ascultați, face o subliniere în versetul 11 și cercetau scripturile în fiecare zi. Cercetau scripturile și dacă vreți stăruiau asupra scripturilor și spuneau așa, viața mea trebuie să facă următorul pas. Hai să cercetez ca eu să rămân în scriptură, să stăruiesc în Biblie, să stăruiesc în învățătură ca niciodată să nu ies. Revin din nou la responsabilitatea noastră ca și membri, ca și oameni, ca și cei care formăm Biserica lui Hristos. Când toți ar stărui, nu vreau să ies din tiparul lui Dumnezeu. Nu vreau să ies din Biblie, cu o vorbă nu vreau să ies din Biblie. Nu vreau să ies din atitudinea frumoasă, stăruiesc asupra învățăturilor sfinte și rămân acolo în ele. Stăruiesc cu viața și spun așa, nu plec de aici orice ar fi. Oare, dragii mei, știți ce se întâmplă atunci? Dumnezeu începe pe acel om să-l întărească, el la rândul lui vine în biserică, stăruind într-o învățătură bună și frumoasă și fiecare, ca un buchet frumos de flori, închegat într-un mod impecabil, formează biserica care lasă o mireasmă superbă în urmă. Fiecare membru, aici eu vorbesc de fiecare membru în parte, dumneavoastră, eu îmi fac analiza mea ori de câte ori predic, dumneavoastră pe a dumneavoastră. Prima dată orice predică se îndreaptă spre predicator, să țineți minte asta. Și eu mă întreb pe mine, mă stăruiesc îndeajuns în tot ce înseamnă rânduiala bisericească sau uneori accept câte un compromis scurt? Stăruiesc îndeajuns în tot ceea ce Dumnezeu îmi cere sau uneori spun câte o deviere nu-i chiar atât de păguboasă?
Nu fac altceva în momentul ăla decât devin o grozavă frână. În viață nu știe nimeni. Pentru că aici, dragii mei, viața asta spirituală nu e în primul rând cu materialul, cu ce se vede, cu ce e palpabil. Viața unui om care formează Biserica lui Hristos, trăită ilegalitate și fără destăruință în Biblie, în mod privat, cu ușa închisă, când nu te știe nimeni, chiar dacă nu te știe nimeni, tot frână scrie pe tine. Foarte mulți s-au axat după aia, păi dacă nu mă știe nimeni, e rezolvată. Dacă nu mă știe nimeni, nu e nicio problemă. Dacă nu mă știe nimeni, nu are așa mare efect. Bă, da, chiar dacă pe un om al lui Dumnezeu, care formează Biserica lui Hristos, chiar dacă nu știe nimeni în anumite contexte ale vieții, ascultați-mă, Dumnezeu care le vede, că noi nu ne ferim unii de alții, noi ne uităm înspre Dumnezeu care se uită la noi, Dumnezeul care ne vede și ne cunoaște, El notează. Și omul, înascuns, nestăruind în principiile lui Dumnezeu, devine frână. Gândiți-vă în această dimineață, pentru că responsabilitatea pusă pe umerii noștri nu e mică, e mare. Că viața noastră înascuns trebuie să stăruiască în aceleași principii al lui Dumnezeu. Că da, am devenit foarte specialiști ca oameni să ne ferim de oameni și să jucăm foarte bine. Și la un moment dat, mai ales când se mai descoperă câte unul care dă cu bâta în baltă, poate de ani de zile, produce o dezamăgire cruntă. Bă, cum? Tu? Tu? Că tu erai, trăiai altfel. Da, pentru că poate era doar la nivel de acțiune fizică, în ceea ce se vedea cu ochiul liber, dar cel care notează, în primul rând, nu-i pastorul bisericii sau prezbiterul sau diaconul, cel care notează e Dumnezeu. El notează. Și membrii bisericii primare, ascultați-mă, fiecare acolo în bucățica lor, stăruiau în învățătura apostolilor, ăștia din sinagoga asta mergeau acasă și începeau să cerceteze și să se uite și spuneau ce ne-au spus apostolii, e așa cum scrie, da, păi dacă e așa cum scrie, n-avem nicio șansă să facem rabat, doar să punem în aplicare. Eu v-aș pune o întrebare la care nu vreau răspuns, fiecare poate să-și răspunde în dreptul lui. De ce parcă oamenii din ce în ce tot mai mult au început să negocieze chiar și cu Dumnezeu? Hai, Doamne, acum că dacă îți dă cu o minciună, nu-i chiar așa, hai să fim serios. De ce? A rămas același. A rămas același, e la fel de sfânt. E cu la fel de mari pretenții. Dacă vă veți uita, povesteam cu frații la ultima ședință de comitet și la un moment dat am deschis noi așa subiectul din Biblie și am zis fraților, și unul din frați chiar o citit din Biblie, i-am zis, uitați-vă la cortul întâlnirii, cobora slava lui Dumnezeu. Pe cine îndrăznea acolo să meargă cu nebăgare de seamă? Era complicat. De aceea zice Biblia, păzește-ți piciorul când intri. Pentru că tu când ai intrat în biserică, când stai într-o comunitate și viața nu bate cu cerințele, nu bate cu promisiunea din apa botezului, e complicat. Știți de ce e bine să stăruim în învățătura Domnului? Ascultați ce zice Biblia. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, 2 Timotei 3, ca să învețe. Dar de ce e important să stăruiesc în învățătura Bibliei? Ca să mă învețe. Ascultați-mă puțin. Oamenii au nevoie să fie învățați. Oamenii au nevoie să fie învățați. Oamenii nu le știu pe toate, noi nu le știm pe toate. Viața aduce momente la care nu te ținem controlul deloc. Când stăruiești asupra Bibliei și a învățăturii lui Dumnezeu, Dumnezeu e în stare să te învețe. Să-ți spună, ăsta-i startul, ăsta-i stopul, acum taci din gură, acum trebuie să zici. Acum nu zici nimic, acum faci o pledoarie întreagă. Acum intri în acțiune, acum te retragi. Are Dumnezeu metodele Lui. Pentru că prin stăruința în învățătura lui Dumnezeu, Dumnezeu îl învață pe om. Aș pune din nou întrebarea pentru inima mea. De ce oamenii doar cred că sunt învățați și în fața situațiilor când trebuie să dea câte un examen pierd? Că totul e până la proba contrarie. Continuă Biblia și spune așa, să învețe, să mustre. Da, oamenii au nevoie de acea mustrare divină, sfântă, plăpândă și binecuvântată. Din păcate, pe oameni nimeni mustră nimic. Conștiința adormită, inima beton, viața dintr-o inerție ciudată,
Biblia, când omul stăruiește în învățătura Domnului, când omul ajunge într-un context în care Dumnezeu îi e scos din poveste, la un moment dat, la nivelul minții, vine mustrarea lui Dumnezeu și spune, omule bun, nu-i bine, oprește-te! Pentru că nu-i mai mustră pe unii nimic, trebuie să ne ducem noi. Nu că așa ar fi normal. Noi suntem numai varianta a doua, dar ascultați-mă, cea mai bună variantă e prima, când Dumnezeu vine la nivelul minții unui om și spune, n-ai făcut bine. Până ajung eu la el să spună, frate Alin, am rezolvat problema, mi-am făcut partea, am aranjat toate, totul e impecabil. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia eu stărui cu viața, m-a venit să mă mustre la nivelul minții să-mi spună că nu-i bine. Continuă Biblia și spune, să îndrepte. O, câte situații stau strâmbe. Și oamenii la un moment dat au spus că strâmbul ăla e bun. Că n-au mai putut nici cum să îndrepte omenește și au zis, nu, asta e, las că e bună, luăm așa cum vine. Nu-i corect. Când omul stă în învățătura lui Dumnezeu, când stăruie orice om în învățătura lui Dumnezeu, Dumnezeu vine să îndrepte și ascultă, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Permiteți-mi să reiau încă o dată, să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, să-l facă destăvârșit și să-l facă destoinic. Pentru că, acum gândiți-vă dumneavoastră, un om, membru dintr-o biserică care formează comunitatea aceasta, stă în învățătura lui Dumnezeu de fiecare dată, nu iasă din învățătura lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu să-l învețe. Și mai apoi eu, oricare altul, luăm 2, 3, 5 oameni din ea și spunem, nu acum, fraților, haideți să facem o lucrare lui Dumnezeu. Ia-ți gata, învățați. Vin cu învățătura lui Dumnezeu, e ușor de lucrat, e impecabil. Toți gândim la fel, toți tragem în aceeași direcție. Mai apoi, un om, la un moment dat, are parte de mustrarea lui Dumnezeu la nivelul minții, la nivelul conștiinței lui. E foarte ușor de lucrat. Pentru că omul știe întotdeauna, măi, n-am făcut bine, rezolv problema repede, pentru că ceva mă mustră. Mai apoi, îndreaptă omul acela, el trăiește drept și îndreaptă frumos și pe alții. Ba mai apoi, dă înțelepciune. O, să ai oameni plini de înțelepciune pe lângă tine. Ba mai apoi, devine desăvârșit. Să spui, bă, în omul am încredere de fiecare dată în toate contextele vieții, nu-mi fac nicio problemă. Și destoinic. Ce ziceți dumneavoastră? Dacă toți cei care formează Biserica lui Hristos ar stărui în învățătura Domnului și ar ajunge așa, ca și în versetul acesta, cu toate beneficiile lui, Biserica lui Hristos ar fi puternică. De asta avem nevoie. Doi, pe lângă faptul că oamenii care formează Biserica lui Hristos, care trebuie să fie puternică, și n-au voie, și aici mai permiteți-mi o paranteză, slăbesc oamenii, slăbesc pur și simplu când lasă garda jos, slăbesc pur și simplu când uită să se ghideze după principiile lui Dumnezeu. Slăbesc. Și asta se simte. Se simte în intervențiile lui Dumnezeu. Se simte în propășire. O, Doamne, iartă-ne și păzește-ne. Amin. În al doilea rând, o biserică puternică de fiecare dată se axează pe rugăciune. Vreau să vă citesc din Scriptură un aspect frumos și vreau să vă arăt ce se întâmplă când o biserică se axează pur și simplu pe rugăciune, când o biserică de-a dreptul se axează pe rugăciune. Permiteți-mi să vă citesc, chiar dacă e un text puțin mai lunguț, nu chiar foarte, vreau 11-12 versete, dar vreau să vă arăt. Când o biserică face din rugăciune stil de viață. La un moment dat, parcă în vremea și în generația în care noi trăim, biserica a făcut din rugăciune doar o obișnuință, ceva ce trebuie, da, trebuie. Dar dacă la un moment dat oamenii vin la biserică doar că trebuie, neimpulsionați de puterea lui Dumnezeu, netrăind în învățătura Bibliei, e o chinuială, cu ochii închiși. Că la un moment dat ar zice cineva, lasă frate, nu contează, să chinui acolo. Da, dar la un moment dat omul să plictisească. Și o zică, bă frate Alin, după 10 minute n-am avut ce să-i mai zic Domnului. Apropo, am propus fraților din comitet să avem o acțiune într-o marți seara cu toată biserica. Eu m-aș bucura ca toate marțele să fie așa, dar cel puțin încercăm una la un moment dat în care să nu fie niciun îndemn, numai rugăciune. De la ora 8 până la ora 9 ne rugăm cu toții înaintea lui Dumnezeu. Aia înseamnă, de fapt, oră de rugăciune. În momentul în care omul se roagă, face din viața lui
o viață de rugăciune. O să subliniez în repetate rânduri, că vreau să mă înțelegeți foarte bine. Rugăciune. Rugăciunea nu e o fisă pe care omul o bagă. Hai să băgăm o fisă să vedem ce iasă. Din păcate, în mințile multora, rugăciunea a devenit o fisă. Băgăm o fisă, ne rugăm, Doamne Iisuse, te rog, scapă și pe mama, te rog frumos să scapi și pe mama, că e bolnavă și nu vrem să o pierdem. Și gata. Aici s-a încheiat toată acțiunea în dreptul acelei situații, în mintea multora. Se mai roagă dacă cumva ambulanța pleacă, se mai roagă dacă cumva medicul spune terapia intensivă e deja ultima stație. Atunci, dar în rest, acolo se blochează tot. Pentru că în mințile multora rugăciunea e o fisă. Am băgat și vedem ce iasă. Nu! Fals! Rugăciunea e un combustibil care în momentul în care nu-l mai ai, totul se blochează. Nimeni nu merge să bage tot câte 5 litri în rezervor din 70 în 70 de kilometri. Nimeni. Orice om se duce și face full-ul și parcă în vremea asta nici nu stai să ajungi pe rezervă. Te duci din nou și faci full-ul. De ce? Spui, niciodată nu vreau să rămân în drum. Oh, dar rugăciunea sau lipsa rugăciunii lasă pe oameni pe drumuri. Dar rugăciunea când devine și omul înțelege că e un combustibil pe care trebuie să-l ai întotdeauna, vine viața cu situația ei complicată, omul continuă să-și facă partea, chiar dacă vin drumurile mai denivelate, chiar dacă treci printr-o pădure mai pustie, știi că ai combustibilul care te va scoate și de acolo. Vreau să vă citesc din Biblie, să vedeți atmosfera din biserica primară. Faptele Apostolilor, capitolul 12. Și ascultați, încep de aici, de la versetul 1. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimelor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete de către 4 ostași cu gând ca după Paști să-l scoată înaintea norodului. Ascultați-mă, aici paza pusă lângă Petru a fost să nu-i se întâmple niciun rău în momentele alea. Nu neapărat să fugă. Și să nu vină iudeii care la un moment dat erau ațățați de Irod și să-l bată pe Petru. A zis, nu, lasă-l, fă-i confortul liniștit că după Paști îl scoatem. Atunci începe acțiunea mare. Deci Petru, ascultați ce zice, deci Petru era păzit în temniță ca să nu-i se întâmple rău până după Paști. Că el vrea să-l scoată viu, vrea să-l scoată așa nevătăma, să-l chinuie el. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Biserica a știut, n-a zis așa, mă, lasă că vedem noi ce o mai fi după Paști. Mai vedem noi ce o să mai fac, poate să mai răzgândește, zicem odată Domnului. Vreau să subliniez și să vedeți cât se poate de clar aspectul acesta. Biserica nu înceta, pentru că biserica înțelegea că rugăciunea e un combustibil care nu are niciodată voie să se termine. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, cu două lanțuri și niște păzitori păzeau ușa, temnița la ușă. Dar revin aici un pic, vă mai citesc o dată versetul ăsta și în mintea dumneavoastră să fie așezat aspectul următor. Biserica nu înceta să se roage. Biserica știa că o biserică puternică are ca și combustibil rugăciunea. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l scoată, biserica încă se ruga să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, biserica se ruga. Ăsta n-avea ce să facă săracul mai mult acolo în contextul ăla, dar știa că biserica se roagă. Lega la mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, dar ce se întâmplă când biserica face din rugăciune un stil de viață? Nu e fisă. Biserica devine puternică când Dumnezeu își arată autoritatea, când Dumnezeu coboară să spună, eu sunt Dumnezeul acestei biserici. Când Dumnezeu ascultă rugăciunile bisericii, atunci biserica e puternică. Nu doar când poate face rugăciuni formale,
Când faci în așa fel, cu viața trăită, cu stăruința în învățătură, în așa fel încât Dumnezeu să asculte rugăciunile. Ascultați, și iată un înger al Domnului a stat lângă el, pe neașteptate. Pentru că, dragii mei, când o biserică e puternică, când o biserică se roagă, când o biserică înțelege că rugăciunea e un combustibil care nu are voie să lipsească, Dumnezeu vine să surprindă. Ce superb e când vine Dumnezeu să te surprindă. Și dintr-o dată, ție care faci parte din biserica, care luptă, care stăruie și care se roagă, vine Dumnezeu să se atingă de viața și de cauza ta. Și o lumină a strălucit în temniță, îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, pentru că biserica se ruga. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa, îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Biserica se ruga, Petru trăia victorii formidabile. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut printr-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Ascultați, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zi și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și ce făceau? Se rugau. Înțelegeți că omul când pune rugăciunea pe locul nu știu care, în viața lui privată vorbesc aici, se pierd intervențiile lui Dumnezeu. Eu, dumneavoastră, fiecare în parte, când trece ziua și uit să mă rog, când trece săptămâna și nu mi-am adus aportul ăsta înaintea lui Dumnezeu de mijlocire, devine acea frână care opresc intervențiile lui Dumnezeu. Când eu am ajuns la aici și am înțeles lucrările pe care Domnul le dădea, dacă se găsesc mijlocitorii curați, Dumnezeu promitea că intervine. Acel dacă pune o responsabilitate pe umerii noștri a tuturor formidabilă. În iureșul vieții, oamenii care formează biserica care trebuie să fie puternică, uită de rugăciunea din fiecare zi. Dragii mei, frați și surori, noi avem seara de rugăciune a bisericii care e foarte puțin pentru o viață de credință. E ceva. E rugăciunea noastră în plen aici, împreună, toți. Dar fiecare în parte trebuie să aibă viața de rugăciune. Omul care formează împreună cu alții biserica lui Hristos. Și zic din toată inima, Doamne ajută-ne pe toți. Amen. 3. O biserică puternică, dragii mei, frați și surori, e o biserică care practică dragostea divină. Dumnezeu e dragoste, iar biserica trebuie să practice dragostea divină. M-am întrebat ce dragoste e într-un om când la un moment dat se pune lângă el cineva necunoscut și nici nu îl întreabă măcar dacă e bine. Am întâlnit deseori acel aspect în care îmi spuneau câte unii, frate Alin, am intrat într-o biserică cu tare, am mers o lună, am mers două, am mers trei, în trei luni de zile nu m-a întrebat nimeni cine sunt. Nu m-a întrebat nimeni ce fac, nu m-a întrebat nimeni dacă mânc undeva la amiază, nu m-a întrebat nimeni absolut nimic. Nimic! Eu sau microfonul din față, același lucru. Biserica care e o biserică puternică, e biserica care practică dragostea divină. Vă citesc din Biblie și ascultați-mă. Ioan, capitolul 13, cu 34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Întotdeauna când mi-arătă raportul și raportul meu aduc în dreptul unui frate, în dreptul unui membru din biserica, unei surori, de fiecare dată dragostea mea pentru cel de lângă mine trebuie să treacă prin dragostea lui Hristos. Așa cum v-am iubit eu.
Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Luați-vă copilul și certați-vă-l cu dragoste. Știți cum veți spune? Mă, mami, mă, dar de ce n-ai fost cu minte, mamă dragă? Mă, dar nu poți tu să faci așa, mă, păi dar mă faci de rușine, mă, dar, mă, mamă, mă, dar nu așa te-am crescut eu, mă, mă, ascultă-mă, mă, dar te rog să nu mai faci, ascultă-mă, dacă mai faci, mă supăr, dar mamă, bă, și din mamă dragă nu-l mai scoți. Certați-l pe unul care nu e a vostru. Ultima dată, gata, ești mâncat. Știi de ce? Că n-ai dragoste. E o foarte mare diferență. Întotdeauna când oamenii practică dragostea divină a lui Dumnezeu, se încheagă ceva superb, ceva formidabil. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Ascultați ce zice Biblia, prea iubiților, 1 Ioan 4, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Vă mai citesc un verset cunoscut de dumneavoastră, 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor care fac numai gălăgie. Spunem noi la nunți că dragostea trebuie dovedită. Dar așa cum mirele și mireasa le spun eu la multe nunți că nu-s din sticlă și nu se vede dragostea lor și trebuie să o arate, nici noi nu suntem din sticlă. Și noi trebuie să ne arătăm dragostea. Într-un mod frumos. Să-mi arăt dragostea față de frații mei. Raportul întotdeauna curat și sfânt, așa cum Hristos se raportează la noi. Mergând după principiul ce vreți să vă facă vouă, alți oameni, faceți-le și voi la fel. Întotdeauna purtați-vă frumos, uitați-vă la Hristos. Cu atât de multă dragoste l-a luat pe Petru, care nu a fost chiar cum trebuie la un moment dat. Cu atât de multă dragoste s-a apropiat de David, cu atât de multă dragoste s-a apropiat de ceilalți care și-au ridicat privirea înspre Dumnezeu. Cu atât de multă dragoste formidabilă, Domnul ne-a cuprins pe noi, pe mine, pe dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră, dacă v-aș pune să-mi spuneți, spuneți-mi un moment din viața dumneavoastră în care ați ajuns la capăt și ați spus gata, nu se mai poate nimic. Și parcă a venit Dumnezeu cu atât de multă dragoste și a așezat lucrurile în așa manieră să spui, Doamne, ce mare ești Tu, să spui la final, Tu m-ai iubit. Așa trebuie să spună și alții când noi ne raportăm la ei, ce mare e Dumnezeu, ce bine să ai frați care se iubesc unii pe alții. Ce bine că să ai frați și surori care știu întotdeauna să practice dragostea aceasta divină a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amen. Știți de ce facem noi evangelizare? Pentru că ne arătăm dragostea față de cei care nu-L cunosc pe Hristos. Știți de ce stăm mereu cu brațele deschise și vine câte unul care îi spune, bă, știți de ce îl primim? Pentru că ne arătăm dragostea. Știți de ce biserica asta are loc pentru toți? Pentru că e sub dragostea lui Dumnezeu. Brațele lui Hristos. Și imaginea asta pusă deseori de predicatori, întinse la maxim. E să nu zică nimeni, eu n-am loc. Toți au loc aici. Toți. Orice om care vrea să vină să stăruie alături de noi în învățătura asta, are loc aici în dragostea lui Dumnezeu. Iubită biserică e frata. Dragostea lui Dumnezeu a ținut biserica asta până astăzi? Tot dragostea lui Dumnezeu să o țină și de aici pe mai departe? Și noi să fim oamenii care să arătăm aceeași dragoste a lui Dumnezeu. Știți de ce suntem gata să merg plecăm la două noaptea pentru un frate? Și nu numai, pentru orice seamăn? Știți de ce suntem gata să fim întotdeauna un răspuns la problemele altora? Eu am făcut cu Andreea un pact la un moment dat și a zis că să nu mai dormim cu telefoanele în cameră. Și a zis, bă, ne radiem. Tot cu telefoanele la cap și am zis, bine, hai să nu mai dormim cu telefoanele în cameră. L-am lăsat în birou. M-am sucit în pat toată noaptea.
Până atât de rău, eu dorm mai bine cu telefonul la cap. Atât de rău am dormit, nu vinea să cred. Mă tot sucea, mă tot făia, mă tot trezea, mă tot sucea. De fiecare dată când mă trezeam, în mine se așeza, dacă cineva are nevoie de mine și eu n-aud telefonul. Dacă cineva sună cu urgență de-a dreptul și eu nu pot să-i fiu alături. Am zis, mă, radiat, neradiat, Domnul oricum mă ia când o hotărât el, e acolo la cap, puteți să sunați oricând și la orice oră, cu lucruri mari și cu nevoi plauzibile, n-am nicio problemă. La mine 24 din 24 e servisul. Niciodată nu contează ora, pentru că știu, atâta dragoste mi-a arătat mie Dumnezeu. N-aș putea să-mi fac programul meu și să zic, azi n-am vreme, că n-am chef, că nu vreau. Să amân pe cineva când aș putea să-i întind o mână, doar așa că vezi, Doamne, nu-i în programul meu de voie bună. Nu, nu, niciodată. Mie, Dumnezeu mi-a arătat atâta dragoste și-s dator să o arăt mai departe. Doamne, ajută-ne! Amen. În ultimul rând, dragii mei, e o biserică puternică. E o biserică care vorbește despre și crede în puterea lui Dumnezeu. O biserică puternică e o biserică care vorbește despre și crede în puterea lui Dumnezeu. Spuneți-mi dumneavoastră că, repet, aici vin din nou la individ, în viața noastră de zi cu zi. Așa întărim biserica lui Hristos din care facem parte, din punctul nostru de vedere, că Domnul știe El să-și o întărească, dar din punctul nostru, atât de mult cât vorbim despre puterea lui Dumnezeu. Dacă vinerea în piață la Făgeț ar vorbi numai despre puterea lui Dumnezeu, vă garantez, am curajul să garantez, în scris vă dau, locurile astea la un moment dat vor fi neîncăpătoare. Și se împlinește visul meu, mai demult că am construit altă biserică. Doamne ajută! Pentru că oamenii când vorbesc despre puterea lui Dumnezeu, ceva se transformă, ceva se mișcă, ceva se întâmplă. Când oamenii vorbesc despre puterea lui Dumnezeu și cred în puterea lui Dumnezeu și trăiesc conform credinței în puterea lui Dumnezeu, ceva se transformă. Oamenii trebuie să creadă. O să cântăm la final imediat o cântare frumoasă. Dar vă mai spun, dragii mei, că omul care crede în puterea lui Dumnezeu și vorbește despre puterea lui Dumnezeu transformă vieți în jurul lui. Când eu cred și vorbesc despre ceea ce cred, se transformă ceva în jurul meu. Noi ca și oameni, deseori am luat povestea poate cu Bartimeu sau cu David și cu Goliat sau cu tineri în cuptor sau momente grozave și le-am povestit copiilor noștri ca să doarmă bine și noi să ne amăgim cumva conștiința că le-am zis o poveste din Biblie. În momentul în care spunem o poveste din Biblie, spre exemplu, nu știu, dragul mami, au fost aia trei tineri în fața cuptorului. Și acolo în fața cuptorului vinea focul mare și acolo cânta fanfara, de ăștia nu s-au plecat. Da, e o formă de a povesti. Dar le spui oamenilor care înțeleg, poate mult mai mult decât un copil, și revin un pic la ideea mintită în dimineața asta, că mi-a plăcut mult. David, să iei pe oameni și să le spui, vrei să spun cum arată puterea lui Dumnezeu? După 40 de zile în care toată lumea tremura, după 40 de zile în care oamenii nu mai știau dacă își vor vedea nevestele și prunci acasă, după 40 de zile de ocări grele de auzit, după momente în care împăratul nu avea nicio soluție și vitejii nu aveau curajul să mai înainteze, Dumnezeul care nu rămâne fără de soluție, l-a trimis în Valea Terebinților pe David să se cunoască că e un Dumnezeu mare, care nu pierde niciodată. Și după momentele de tensiune omenește vorbind, a venit liniștea unui Dumnezeu glorios, care a mai arătat încă o dată că e Dumnezeul puternic. Și după terapia intensivă în care medicii dădeau din numeri, se mai ridică un Dumnezeu care mai poate să mai alunge orice boală, orice suferință și să mai aducă liniștea și cuvintele de glorie la adresa lui Dumnezeu. O, să vorbești despre puterea lui Dumnezeu și să spui un amărât care striga, Doamne, ai milă și de mine, vreau să văd. Și glasul ăla unui amărât îl aude regele Universului.
Și zice, bă, cineva mă strigă, oi, Bartimeu, dă-l încolo că e un amărât. Dar puterea lui Dumnezeu nu gândește ca omul. Ăla adu-l aici, adu-l aici. Bartimeu, vino că te cheamă. Asta e puterea lui Dumnezeu, când strigă, când cheamă, când transformă, când reașează lucrurile. El, lumină din lumină, cu unul care vedea doar întuneric. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Am stricat după tine pentru că am valorificat ziua de astăzi. Superb îndemn. Am valorificat ziua de astăzi. Am zis, băi, astăzi, nu dau de pământ cu astăzi. Și Dumnezeu care rămâne credincios, o zis, Bartimeu, poți să vezi. Când biserica vorbește și crede în puterea lui Dumnezeu, conștienți că El e suveranul, nu noi, acea biserică va avea întotdeauna parte de acea putere profundă a acestui Dumnezeu puternic. Toți cei care suntem aici, mai devreme sau mai târziu, vom avea nevoie de o biserică puternică în care să venim, să simțim revigorarea și ridicarea lui Dumnezeu, să putem să avem siguranța că Dumnezeu ne ascultă, că schimbă, că transformă, să avem acea liniște că avem frați și surori alături de care strigăm, care nu o să ne lase niciodată la greu, care o să strigăm împreună și Dumnezeu ne va asculta. Dragii mei, îmi doresc să îngrop oameni numai trecuți de 100 de ani. Nu știu cum mi s-a nimerit în ultima perioadă să mă duc la câteva mormântări, numai la oameni tineri, majoritatea, sub 40 de ani. Eu nu știu ce vremuri o să vină. Vă spuneam mai devreme că noi trebuie să ne învățăm copiii că poate trebuie să dea socoteală pentru viața lor, pentru credința lor. Eu nu știu ce vremuri o să vină. Dar pot să vă spun cu certitudine că adevărata biserica lui Hristos, care stăruie în învățătura lui Dumnezeu, care pune pasă pe rugăciune, care arată dragostea divină și care crede în puterea lui Dumnezeu, va rămâne neclintită peste veacuri, peste vremuri, orice ar veni. Și aici, în biserica asta, e nevoie să mai vedem victoriile lui Dumnezeu, vindecările lui Dumnezeu, izbăvirile lui Dumnezeu și, ascultați-mă, întoarcerile. Biserica trebuie să aibă vițelul îngrășat. Mă întreba cineva zilele trecute, dar dacă n-avea tata vițel acasă? Tăia o găină. Dacă nu era îngrășat să dea un ospăț mare? Băi, nu era bine. Era rău. Tatăl a îngrășat vițelul. A tăiat vițelul cel mai gras, cel mai bun. A păstrat haina. A păstrat inelul. O zis, o veni fiul acasă, activăm totul. Iubiții mei, biserica puternică, când vine aici cineva pe care poate nu l-ați văzut de multă vreme, nu contează, nu mă interesează ce-a făcut, nu mă interesează cum a fost viața, nu mă interesează asta în primul rând. Îs bucuros că îl văd aici și strig către puterea lui Dumnezeu să-l transforme. Nu mă interesează trecutul lui, îl iau în brațe cu tot ce sunt eu. Și zic, bă, noi doi suntem frați și așa trebuie să merem până la final. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne înfățișăm toți. Stai aici împreună să stăruim. Poate mai cade odată. Nu contează tare. Dragostea mea, știți când pierdem bătălia? Că nu mai avem noi puterea recuperării. Dragostea mea rămâne aceeași. Brațele mele tot întinse. A lui Dumnezeu implicit. Puterea lui Dumnezeu se vede și se manifestă. Biserica rămâne tare. Înainte să cântăm o cântare, vă readuc aminte. Fiecare de astăzi, de la 12 începând, nu uitați să stăruiți în învățătura lui Dumnezeu. Fiecare acasă, pe stradă, la locul de muncă, în piață, la școală, nu uitați să stăruiți în învățătura lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, nu uitați că viața de rugăciune e obligatorie. Nu uitați asta. Fiecare dintre noi, nu avem voie să uităm că dragostea divină nu trebuie doar vorbit despre ea, trebuie arătată. Arătat. Și nu uitați că puterea lui Dumnezeu rămâne aceeași. Dar pentru asta, dragii mei, credința trebuie să rămână în viețile noastre și să fim gata să o păzim, indiferent de ce ne-ar costa.